Se dau 1680 de lei la pensie. Casa de pensii a făcut anunțul chiar acum. Deja este oficial. Casa Națională de Pensii Publice a transmis ultimele date privind beneficiarii de pensii și indemnizații prevăzute de legi speciale. Potrivit datelor din luna mai, s-a înregistrat un număr de 421.878 de beneficiari. Toate datele, mai jos. Care este categoria cu cel mai mare număr de beneficiari? Cel mai mare număr de persoane se înregistra în cazul beneficiarilor de indemnizații conform de LNR 118-1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatură instaurată cu începere de la 6 martie 1945 precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, cu modificările și completările ulterioare, respectiv 167.729. Indemnizația medie era de 1.377 lei. Un număr de 20.784 de persoane beneficiau de o indemnizație medie de 851 lei, conform legii NR49-1991 și legii NR44-1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război. Și 67.262 de persoane erau beneficiare de indemnizații conform legii NR189-2000 privind aprobarea ordonanței Guvernului NR105-1999 pentru modificarea și completarea decretului lege NR118-1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de. Dictatură instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare, suma medie plătită fiind de 784 lei. Despre drepturile persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii. În ceea ce privește beneficiarii de indemnizații conform legii NR309-2002, privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, aceștia erau de 53.217, suma medie plătită fiind de 75 de lei. Beneficiarii de indemnizații CFLG Legii NR 341, 2004, recunoștinței față de eroi martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției Române din decembrie 1989 erau un număr de 12.931 lei, aceștia primind o sumă medie de 1.902 lei. De asemenea, în mai mai erau înregistrați 575 de beneficiari conform legii 109-2005 artiști, indemnizația medie fiind de 345 lei, 13.794 beneficiari de indemnizații conform legii 8-2006 Uniuni de Creații cu o indemnizație medie de 1680 lei și 85.586 beneficiari conform legii 578-2004 supraviețuitor, cu o indemnizație medie de 112 lei. Casa Națională de Pensii Publice a transmis ultimele date privind beneficiarii de indemnizație socială pentru pensionari. Conform informațiilor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice, CNPP, în luna mai 2023, numărul total al beneficiarilor de indemnizație socială pentru pensionari a fost de 1.142.157 de persoane. Dintre aceștia, 1.031.708 erau pensionari din sistemul public, iar 110.449 erau pensionari proveniți din fostul sistem de pensii al agricultorilor. În cazul pensionarilor din sistemul public, valoarea medie a indemnizației suportate de la bugetul de stat a fost de 427 de lei. Cele mai mari valori au fost înregistrate în județele Bistrița Năsăud, de 493 lei, Maramureș, 491 lei, și Cluj, 475. Cei mai mulți beneficiari ai acestei indemnizații erau în București, respectiv 48.351 și în județele Suceava, 41.952 pensionari, Dolj, 37.624 și Iași, 37.028. În ceea ce privește pensionarii agricultori, indemnizația socială medie suportată de la bugetul de stat a fost de 302 de lei, valoarea cea mai mare fiind înregistrată în județele Ilfov, 435 lei, și Gorj, 391 lei, și în sectorul 5 din București, 391 lei.